Miercuri 19 aprilie, la Suceava, s-a desfășurat exercițiul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, organizat pentru testarea și verificarea unor echipamente din componența sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă, PROCIV 2017. Potrivit inspectorului șef al ISU Bucovina Suceava, generalul de brigadă Ion Burlui, la nivelul județului Suceava au fost declanșate toate cele 150 de sirene de alarmare publică existente, iar în localitățile în care acestea nu există au fost pornite clopotele de la biserici. În perioada 18-21 aprilie, în localități din țară, va fi declanșat mecanismul de înștiințare a autorităților privind iminența producerii unor evenimente deosebite și vor fi acționate echipamentele dedicate de avertizare și alarmare a populației din zone posibile a fi afectate de dezastre prin intermediul semnalelor acustice. Simulările au început marți 18 aprilie, iar timp de 4 zile vor fi verificate atât fluxurile de transmitere a mesajelor de înștiințare către autorități, cât și modul de funcționare a mijloacelor de alarmare a populației existente la nivelul comunităților. Miercuri 19 aprilie, sirenele pentru situații de urgență au răsunat și la Suceava. Locuitorii județului au auzit semnalul de alarmare, compus din 5 sunete, a câte 16 secunde fiecare, în intervalul orar 10-15. Confirm exercițiu. Începem alarmarea publică a municipiului Suceava. Semnal la dezastre. Vă mulțumesc, să trăiți. La ordinul domnului președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, în numele domnului primar. Potrivit inspectorului șef al ISU Bucovina Suceava, generalul de brigadă Ion Burlui, la nivelul județului Suceava au fost declanșate toate cele 150 de sirene de alarmare publică existente, iar în localitățile în care acestea nu există, au fost pornite clopotele de la biserici. Practic a fost un exercițiu de alarmare care a fost organizat de Departamentul pentru Situații de Urgență, respectiv Inspectorat General pentru Situații de Urgență, PROCIV 2017. El a vizat practic o alarmare publică în condiții, într-o situație de dezastru, alarmare publică care poate fi dată și în condiții de atac aerian. Acum a fost într-o situație de dezastru, iar subiectul a fost căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos. Alarma a fost transmisă de la nivelul Bucureștiului în sistem radio, pentru că într-o situație reală mesajul se poate transmite pe orice cale de comunicație care funcționează. La momentul privirii alarmei în dispozitivul inspectoratului, am înștiințat automat membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, am înștiințat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, s-a construit Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și acțiunea a constat practic în punerea în funcțiune a celor 150 de sirene electrice și electronice existente la nivelul județul Suceava la UAT-uri, dar în localitățile unde nu avem sirene a fost pornite clopotele de la biserici prin semnale care au durat în jur de 2 minute. Acest semnal pentru alarmare la dezastre constă în 5 sunete a câte 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele. Deci aproximativ dacă ne ducem pe 2 minute. Înștiințarea, avertizarea, prealarmarea și alarmarea se realizează în scopul dispunerii măsurilor de protecție a populației și bunurilor materiale, precum și pentru limitarea efectelor dezastrelor. Cele mai des întâlnite situații în care este alarmată populația prin intermediul sirenelor electrice și electronice au loc pe timpul inundațiilor. De asemenea, sistemul de înștiințare alarmare este utilizat în cadrul producerii unor accidente tehnologice în care sunt implicate substanțe periculoase, ruperii unor baraje hidrotehnice sau căderii obiectelor din atmosferă. Această metodă destinată protecției populației civile poate fi utilizată și pe timpul conflictelor armate. Pentru a avea o imagine cât mai corectă asupra ceea ce se întâmplă în județ, pentru că scopul exercițiului a fost de a verifica practic sistemul de alarmare, de înștiințare alarmare la nivel județean. Am desemnat la fiecare localitate și la fiecare sirenă în parte să fie un observator. Au fost cooptați, pe lângă personalul inspectorat prin situații de urgență, au fost cooptați militari de la jandarmi și polițiști care
au fost prezenți la aceste obiective. De asemenea, a fost capacitat inclusiv SEGEA-ul printr-un reprezentant ca să fie prezent, să vadă cum funcționează aceste sirene, pentru că luăm în calcul dezastre, inclusiv dezastre care țin de ape, de baraje, de construcții hidrotehnice. Pentru noi, care la nivelul la care vorbim acum ca și timp, suntem la momentul de centralizare a datelor din teren, din teritoriu, indiferent care este rezultatul de funcționare sau nefuncționare a acestor sisteme de alarmare, pe noi rezultatul îl considerăm pozitiv, pentru că am vrut ca să vedem care este rezultatul real din teren, pentru că am făcut și facem exerciții de alarmare la nivelul localităților. În fiecare an se face cocoaza controlă care se fac în localități, dar niciodată nu s-a făcut exercițiu de alarmare la nivelul județean în același timp, cum a fost acum. Verificarea sistemelor de alarmare în caz de dezastre nu i-a luat pe nepregătite pe suceveni, ei fiind informați din timp cu privire la exercițiul PROCIV 2017. Un exercițiu verificarea alarmelor, dacă funcționează, dacă... V-ați informat din presă? De unde ați auzit? La televizor am auzit. Cum vi se pare această inițiativă? E bun că mai verifică instalațiile, că nu s-au verificat de mult. Deja i-am auzit numai în centru, în partea asta nu s-au auzit deloc. E practic și un sistem de alarmare în caz de dezastre. Am înțeles, da. Mai devreme s-a auzit un sistem de alarmare. L-ați auzit și dumneavoastră? Nu l-am auzit. Și nu știți despre ce este? E vorba de un exercițiu de alarmare și cuprins și județul Suceava în exercițiul respectiv. Asta știu. Da, am auzit la televizor, am văzut și ieri chiar. În Suceava n-am auzit, dar am văzut la televizor în mai multe orașe din țară. Da, este organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Cum vi se pare această inițiativă? E foarte bună, foarte bine. Mai inițiază oamenii ca să știe cum să acționeze la... Dezastru. În caz de dezastru.